În stânga Nistrului, apa caldă va fi furnizată între orele 6:30 și 9 dimineața. Troleibuzele vor circula doar la orele de vârf, vacanța elevilor va fi prelungită cu o săptămână, iar unele întreprinderi își vor suspenda activitatea, a anunțat astăzi pretinsul ministru al economiei din regiune, Serghei Obolonic, citat de Novosti PMR. El a precizat că nu va fi limitată încălzirea locuințelor și nu vor crește tarifele. Decizia vine după ce ieri Moldova Gaz a redus livrările în stânga Nistrului cu 40%, adică la 2,3 milioane de metri cubi de gaze pe zi. Potrivit ministrului infrastructurii Andrei Spânu, acest volum ar acoperi necesarul pentru consumatorii casnici și instituțiile publice. Chișinăul a decis reducerea livrărilor de gaze în regiunea de est după ce, începând cu 1 noiembrie, centrala de la Cuciurgan a sistat livrările de energie electrică în dreapta Nistrului. Amintim că, începând cu 1 octombrie, Gazprom nu livrează cantitatea contractată de gaze, invocând probleme tehnice, ceea ce a provocat deficitul pe piață, care se va aprofunda dacă vremea se va răci. Republica Moldova se apropie de scenariul sumbru prevăzut la începutul crizei energetice, a declarat prim-ministra Natalia Gavrilița în debutul ședinței de guvern, exprimându-și îngrijorarea cu privire la crearea unui deficit de energie pentru luna noiembrie de până la 30%. Se materializează cele mai sumbre scenarii și pentru noi pe piața energetică. Primim cu 50% mai puține gaze naturale decât este necesarul pentru luna noiembrie. Iată că în domeniul electricității avem 20-30% deficit și fiecare megawatt în plus utilizat ne arde la buzunare. Vreau ca toată lumea să înțeleagă că atunci când avem un deficit, procurăm pe contracte de urgență sau chiar aflăm mai târziu prețul electricității procurate. Vom ști abia la sfârșitul lunii cât ne costă cu adevărat și atunci vom putea decide dacă ne putem permite să cumpărăm pe asemenea contracte sau trebuie să facem deconectări. Natalia Gavrilița. Republica Moldova are nevoie de surse alternative de energie electrică după ce Gazprom a redus volumul de gaze furnizate Republicii Moldova, iar Ucraina a întrerupt exportul de energie electrică, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu pentru G4 Media. Potrivit ei, autoritățile de la Chișinău încearcă să identifice și alte surse alternative de procurare a energiei electrice. Vedem că și țări care au fost mai pregătite decât Republica Moldova, la fel se confruntă cu prețurile foarte înalte. Noi vrem să reușim, pe de-o parte, să rezolvăm problemele curente. Republica Moldova cumpără la licitații în aceste zile gaze naturale, dar cumpără volume mici pentru că nu există ofertă de volume mai mari. Am cumpărat, cred că 127, poate chiar mai mult astăzi deja, de milioane de metri cubi, care ne ajunge pe o lună de iarnă mai friguroasă. Pentru noi e o problemă. Prețul de piață care este foarte și foarte înalt. Maia Sandu a mai spus că nu este suficientă cantitatea de energie electrică primită din România, iar mai mulți oficiari internaționali au exprimat intenția de a ajuta țara noastră să depășească criza energetică cu care se confruntă. Și statele membre ale Uniunii Europene vor ajuta Republica Moldova imediat ce își vor asigura rezervele interne, a declarat la Chișinău europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit lui, grație sprijinului european, Republica Moldova are astăzi capacitatea de a achiziționa gaze din alte surse decât din Federația Rusă. Avem un sprijin financiar pentru Republica Moldova pregătit de la nivel european, sprijin bugetar direct pentru bugetul Republicii Moldova, dar și proiecte care să sprijină economia Republicii Moldova. Să creștem sprijinul financiar astfel încât autoritățile de la Chișinău să poată folosi aceste resurse pentru ajutorarea consumatorilor vulnerabili și pentru reducerea presiunii ca urmare a prețului crescut la electricitate. În plus, luăm o serie de măsuri la nivel european care vor ajuta indirect și Republica Moldova. Amintim că astăzi Republica Moldova este asigurată cu energie electrică de către România. Parlamentul de la Chișinău a găzduit cea de-a 12-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE Republica Moldova. Reuniunea a fost prima de la acordarea Republicii Moldova statutului de țară candidată la Uniunea Europeană în luna iunie. Aproximativ 14% este deficitul de energie electrică înregistrat de Republica Moldova, a declarat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu în cadrul ședinței de la guvern. Dacă vorbim de energie electrică, pentru ziua de astăzi avem un deficit prognozat de 14%. Pentru ziua de mâine situația nu se schimbă foarte mult. Astăzi seara voi publica prețurile de achiziție pe fiecare oră ca să oferim răspuns de ce este important în mod special să economisim în orele de vârf. Dacă vorbim de gaz, la moment
nu există deficit de gaz ținând cont de volumele contractate. În același timp trebuie să înțelegem cu cât mai mult gaz economisim în această lună, cu atât mai mult gaz vom avea în lunile mai friguroase, decembrie, ianuarie și februarie. În acest sens, rog încă o dată să economisim, să avem grijă de fiecare megawatt, kilowatt. Asta nu doar ajută să depășim mai ușor această criză, dar și la stabilirea unui tarif mai mic pentru fiecare cetățean. Anterior, ministrul Andrei Spân a precizat într-o postare pe Facebook că Energocom a achiziționat de pe bursă de electricitate din România pentru ziua de astăzi aproximativ 7800 de megawați, deficitul prognozat fiind de 1700 de megawați. El a menționat că nu a fost semnat un contract de livrare a energiei electrice cu MGRS, respectiv nici azi, nici mâine, Malul Drept nu va primi electricitate de la centrala de la Cuciurgan. Totodată, ministrul Andrei Spân a precizat că Republica Moldova are 142 de milioane de metri cubi de gaze stocate în rezervă. Amintim că săptămâna trecută deficitul de energie electrică era de 7-8%. Guvernul a aprobat alocarea 800.000 de euro din fondul de rezervă pentru auditul extern al datoriei Moldova Gas către Gazprom și Factory Finance. Auditul presupune verificarea repartizării plăților de către Moldova Gas și întreprinderile, predecesoarea consumului de gaze între consumatorii de pe Malul Drept și cel stâng, directorul general al Agenției Proprietăți Publice Eugen Cozonac. Este vorba despre onorarea angajamentelor contractului din 10 august 2022 semnat de agenție cu compania Vic Borgrain, advocat firma din Norvegia, și Forensic Risk Alliance din Marea Britanie, pentru elucidarea cu exactitate a constituirii datoriei SA Moldova Gaz față de concernul rus pentru gazele naturale livrate consumatorilor de pe Malul Drept din perioada 27 august 1991 și până la 31 octombrie 2021. Eugen Cozonac, la final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații esențiale. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura aerului ziua se va încadra între 13 și 18 grade. Ați ascultat Radio Jurnalul Orei 8. Urmează știrile din sport.